Este o metodă de promovare favorită printre advertiserii din domeniul retail, da? Care trimit practic ceea ce se numește un newsletter în momentul în care au promoții, lichidări de stoc, genul acesta de oferte. Da? Practic, email marketing, cunoscut și sub numele de direct marketing, presupune intrarea în legătură directă cu cei care și-au creat cont pe site-ul tău sau s-au abonat la newsletter și le trimiți acestora e-mail-uri punctuale în care, în momentul în care ai o anumită ofertă sau vrei să comunici ceva. Este foarte, foarte straightforward, foarte simplu. E-mail marketing presupune interacțiunea directă cu cei care au fost pe site-ul tău și s-au abonat la newsletter. Deci, în momentul în care ai ceva să le comunici, le trimiți un e-mail și le spui: avem o ofertă, un discount, early booking, whatever de ce domeniu ai. În ce măsură e folosit instrumentul față de alte metode pe care le-ai pomenit? E destul de des folosit sau lumea a început totuși să se orienteze către, să zicem așa, metodele mai noi, mai sofisticate? Este în continuare folosit, însă nu aș putea spune cu certitudine cam care este proporția între utilizarea email marketing. Este foarte bine dacă este folosit și este combinat cu alte metode de promovare. Nu se exclud una pe alta, ca să spun așa. Poți să folosești o strategie pe email marketing, poți să ai o strategie de promovare pe motorul de căutare, poți să ai o strategie de promovare pe display și așa mai departe. Dacă are sens pentru advertiser, pentru business, atunci ar trebui să fie folosit.